Cine pe la trecut timpul, eu uite-te că suntem în perioada de iarnă. Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod aici cu Națala României. Vom mai încerca să mai facem câteva transferuri, încă mai sunt jucători de cumpărat. Dați seama până ajungem în momentul în care să nu mai avem jucători de cumpărat, după aceea nu mai vor fi transferuri și vor fi alte chestii. Dar hai să ne păstrăm așa pe șine, să nu deraiem. Din păcate Pantilimon s-a accidentat acolo, Nasoleanu. Hai să vedem ce am reușit. Am reușit să vând câțiva jucători, acum avem cam 15 milioane așa buget. Am să încerc să nu mai fiu zgârcit, dar bine, de obicei trebuie să fiu zgârcit că vreau să cumpăr cât mai mulți din jucătorii noștri români, știi, de aia eram așa zgârcit, dar să vedem cum ne vom descurca. Deci, n-ar fi rău să luăm pe Mitriță, care m-a impresionat foarte mult la național. Din păcate nu-l putem cumpăra decât dacă îi plătim clauza de reziliere, care este la 13.400.000, un picuț prea mult, aș zice eu, adică tot bugetul nostru e cam mult. Ia să vedem ce am mai putea lua. L-am mai putea lua pe Petre, care tot m-am chinuit și data trecută să-l cumpăr și nu mă n-am reușit. Asta am și direct cu clauza aia imensă. Yannis, iarăși pe la vreo 10 milioane. Așa, Budescu sunt Joint, ăsta nu, Răduț, nu, Dragomir, nu putem, ăsta deja e pe la, wow, se merită deja, ia uite, se merită să plătești clasă de rezervele lui Răzvan Marin, că jucătorul valorează până în 26 de milioane, uleleu, dar n-avem noi destui bani pentru el în momentul actual. Hai să vedem cine ar mai fi interesant, chiar și Băluț ar fi mișto, dar iarăși nu prea e ce. Deci expiră contractul lui Anton, Paul Anton, care e, da, mai degrabă îi dăm pace. Așa, hai să vedem, Toșca, bă, să-l ia pe Toșca, să nu-l ia pe Toșca, nu știu, dacă mai vă las 26 de ani, nu prea cred că mai face mare brânză. Ce mai avem aici? Nedelcearu ar fi o idee bună, are volat și ăsta chiar l-aveam și ca și rezervă acolo la noi la echipă, deci da, hai că îl voi lua. Manea iarăși nu strică că e tânăr și evoluează. Ca și portare aș putea negocia cu Tătărușanu să vină liber de contract la noi, dar deja are 32 de ani, va face 33. Ok, stăm pe gânduri, dar prim lucru, hai să luăm pe Mania, merită, e tânăr, toate cele, clar, trebuie să le evoluezi mai mult, ca sigur va fi mai bun ca și Benzar, 21 de ani, v-am zis, evoluează 100%. Bun, hai să vedem, nu v-ar interesa ce schimb, poate îmi dau să nu ceva, fullback, midfield, ok, fullback, să avem ceva, Rațiu, Robinson sau Benzară, l-aș putea da pe Robinson, dar hai să vedem mai întâi altceva, l-aș avea pe ăsta, ăsta sau ăsta, poate ăsta, 1 milion, da, ia uite că interesează, cum să nu vă intereseze, 1 milion valorează băiatul ăla, 1 bulion, numai că încă cel puțin în mintea mea, parcă nu se merită schimburile astea câteodată în FIFA, știi, parcă jocul nu se evoluează ca lumea jucătorii, știi? Dar, na, ce se și face? Uite, 1 milion, ok, clauză de 14, știi ce, îți lăs clauza aia, că mai mult ca sigur nu o să-l vând eu pe Mania. Dacă mi-l dai la 1.100.000, 1.400.000 vine aparat. Da, dacă lăsați clauza aia la 10%. 14. Na, ok, hai, fi, ok. Bun, mai scăpăm și de un jucător de ăla, ceea ce e bine, vine Mania, dăm numai 1 milion, acum desigur este momentul greu, să zic așa, negocierile, că dacă nu zice ăsta ce, cum, cât vrea, e greu să-i ghicești, știi? Ia, este rotation, ok, sigur bro, nicio problemă, ce zici, 4 ani, zic că mi se pare corect 4 ani, da, și tu ești de acord. Așa, fără release clause, accept și am uterog, zim tu cât vrei salariu. Hai, zim cât vrei. Fuck, eu trebuie să ghicesc. Știi ce? Hai că îți dau 20, să nu zic că lumea că-s greșit, 20.000 salariu și la semnătură 478 pentru un rotation, zic eu că este o sumă forță. Adică m-am zgârcit acolo la negocieri cu clubul ca să-ți dau ție la semnătură mai mulți bani. Vezi? Logic.
That's fair, logic, adică am mărit salariul și am și dat aproape jumătate de milion la semnătură. Duh. Bun, Mania, bine ai venit la echipă. Primul transfer al nostru este Mania. Foarte tare, foarte bine că e și tânăr. Hai să vedem și de Del Charo dacă reușim să-l achiziționăm. Deci valoarea lui e cam 3.900.000, zice pe undeva pe la 3.307.000, mamă, dar ce, de la 3.000.000 la 7, știi, așa, dintr-o dată. Hai să vedem, swap player, ce-aș avea așa mai scump, Konings Murphy, ia Murphy dacă aș putea să-l, perfect, îl trebuie pe Murphy, că e bătrân, dă-l dracu. Așa, ia, ce ziceți dacă vă dau 3 milioane cash, 3 milioane bani gheață și Murphy care e pe la 400 de K și 12% din viitorul transfer. Nu, pe Daniel Cian, nu, mai, ce facem aici? Bambilici? 3 milioane și asta, here we go, 3 milioane 200 este și îți dau o clauză de 5%. Ce zici, bro? Submit offer. That's a better offer. Zic și eu așa. Bun. Super. Ne scăpăm. Sper că ne scăpăm. Stai să negociem și cu jucătorul. Ne scăpăm de un jucător de 35 de ani care mai mult ca sigur nu l-ar fi luat nimeni și s-ar fi retras la noi la echipă, dar măcar așa scăpăm de el și de salariul lui măricel mai repede. Și luăm pe Nedel Cearu, zic eu, la sub prețul pieței, adică jucător de 3.900.000 și luăm cu ăsta, hai că Murphy, că nu știu ce, că nu știu cum, dar un preț foarte bun, deci cu clubul ne-am înțeles superb de bine. Acum să văd dacă mă înțeleg și cu jucătorul, fără release clause, logic bro, logic bre, ia să vedem, wage, asta nu-mi place mie, wage, frățică, ai 25, poate că e puțin. Și iarăși, ca și la Mania, jumătate de milion, bani cash. That's fair. Vezi, simplu. Cred că asta e soluția la români. Dă-le, frate, la semnătură jumătate de milion și gata. Jucător în pungă. Gata, cumpărat. Bun, l-am luat și pe Nedel Cearu, un alt jucător de la Național Under 21. Vezi, luăm jucători tineri, de calitate, să evoluăm. Păi cum, de-abia aștept să le iau și pe Radu. Bă, pe Tătărușan, nu știu, să-l iau, să nu-l iau. Hai că luăm așa, că doar, ce dracu, liber de contract, da, de, și dorește un salariu mai mic, e cam mare salariul ăla, dar, așa cât are la Nant, da, așa, 25 îi dau, cum să nu. Crucial, de ce nu? Hai, că, păi fi tu bătrân, de atât ai stats-uri mai faine ca Tătărușan, nu, ce dracu. Ca Pantelimon, doamne, și eu. 3 ani, zic și eu așa, cred că mai joci. Un an. 2? I don't know, 2? Ok, bun. Disregard release clause. Bun, am. Îți dau fix cât ai la Nant, să nu zici că-s rău, da. Și la semnătura, mă, totuși este Tătărușan. Nu știu dacă îl cumpăr pe Tătărușanul cu 500.000 la semnătura asta, să vedem. Ok, 500.000 la semnătură, dar vrea salariul de 33.000. Și la 15 clean sheets să-i mai dau aproape 1.000.000. Mamă. Nu pot să-ți dau că... Nu știu ce să zic. Submit offer. Da, e de pui mei. Măcar negociază, știi? Deci măcar nu se nervează, supără chestii 300. Hai, 35, 36. Hai. Ok, hai, fie. Batem palma și cu Tătărușanu. Tătărușanu va veni liber de contract din vară la echipa noastră. L-am luat gratis pe portarul național. Bine ai venit, super tătă. Bine, bine ai venit, îți voi spune în vară când chiar vii, că pe moment o să mai rămâi la Nant. Super, am mai luat acolo un jucătore. Aoleu, pap. Da, nu știu dacă are rost să-l iau pe panu, așa să fie luat, dă-l încolo. Gane iarăși o să fie pe listă. Ok, Ivan așa, Hanca, Băluță, Nistor. Să le iau și pe Nistor că e forță băiatul. Rămâne acolo pe listă, dacă ne mai rămân bănuți, s-ar putea să le iau. Recent rejoined, bla bla bla. Ianis am zis că e prea.
În Pușcaș nu putem, bă, să-l iau pe Petrică fără frică. Hai că luăm pe Petrică fără frică, adică sper să-l iau pe Petrică fără frică, că până acum numai n-am reușit să mă înțeleg cu jucătorul la salariu. Și mă credeți că am și uitat cât își dorea jucătorul la salariu, fuck. Ți-l dau pe băiatul ăsta. Așa, Virgil Gomis. Ți-l dau pe Virgil și tu mi-l dai pe Petre. Ce interesant sună. Ok, hai să vedem, 1.000.000 rotund. Hai că oferim un milion rotund. Zic că e ok, plus tipul ar fi pe la un 15%. Stai pic, 15% nu-i? Nu-i cam îți dau 9%. 14, bă, dar mai te-ai vrut 15 și... Dar bine, știi ce? Îți lăs 14, dar vreau cu 1.000.000. 1.100.000. Hai, Dumnezeu, mă, bine, hai, fie. Fix de ciudă n-o să-l vând în viața mea pe Petre. Hai, negotiate. Ia să vedem. Amu, hai că cu clubul tot timpul mai negociam, mai vedeam, mai una alta. Problema mu e cu jucătorul. Hai să dăm accepta rotation. Bine că... Aoleu, și-am dat accept ca prostul. Trebuie să dau 3 ani. Am zim tu cât vrei. Uite, dacă el mi-a zis 2 ani, nu puteai să-mi zici și salariul? Ok, îți dau 10. 10 de la 3.000 de euro vii la 10 și îți dau la semnătură 500.000, ok? A, 500.000 până amul și-a făcut efectul. That's fair offer. Bă, ăsta e secretul. Gata, am descoperit jocul. 500.000 la semnătură, românii se aruncă pe contract și îl semnează. Bun, în sfârșit l-am luat și pe Petre. Doamne, în sfârșit am reușit și transferul ăsta, un miracol. Ok, hai să vedem încă o dată echipa. Uite-l și pe Petre, pe Petre care desigur îl dorea sau încă îl mai vrea Gigi Becali. De data asta vine la noi aici la echipă, foarte bine. Bă, Graban ăsta, din câte știu eu, e cam golgheterul nostru în momentul actual, deci cât de cât ne mai ține în joc, nici nu știu, am zis că vreau să evoluez jucători români și ați văzut că i-am pus și pe Pașcanu, am pus și pe toți ăștia aici titulari, tocmai pentru această chestie. Problema, desigur, este că nici nu vreau să fie stres, să retrogradăm sau alte minuni. Am într-adevăr, suntem pe un loc chiar foarte bun în campionat, dar, știi ce zic, adică... Într-adevăr, ne axăm mult pe români, dar cu măsură, să zic așa. Bun, ia, vezi, tocmai de asta nu vreau să exagerez cu românii, că am ajuns cu Rațiu și cu Moții, care oricum Moții nici nu vin la Național, că e slăban. Știi și pe ce fac aici? Ai, Nasoleanu. Bun. Am o Pantelimon și-a revenit el, sper că... Scratch, așa, Nedelcearu 72, Pașcanule, ce zici dacă te punem, îl punem pe Nedelcearu titular, că e, nu e chiar cu mult mai bun, dar e un picuț mai bun. Așa. Pașcanu parcă putea să zice și RB sau LB, nu? RB. Eu știam că, da, ok. Dar știi ce l-aș putea pune așa, că oricum Scratch-ul vedeți că nu joacă și plus mai are mult de evoluat. Și atunci îl pun acolo pe Pașcanu, uite așa. Uite așa, bă, nene, mă, ia ce fain. Perfect, bro. Și așa îl punem acolo pe Moții și gata, treabă rezolvată. Super. Știi, și așa Pașcanu așa joace ca și LB. Eu nu știu de ce că îl știam pe Pașcanu că joacă LB, nu RB. Adică cred că am mai zis asta în vreo nu știu câte videouri. Dar e bun. Lasă-l acolo, că o să evolueze. Smith, Eus. Gustep, vor să le ia la ăsta expiră contractul, bă, luați-l, ce să zic eu, dacă nu-l pot vinde, dar totuși hai să văd, hai stai așa, că totuși, mai degrabă să dau un contract și după aceea să vând pe bani decât să-i pierd, nu? Asta e loan, e loan, Smith, bă, din partea mea du-te, dracu, tipul ăsta iară du-te, ăsta 400 și ceva, Mai bine l-aș vinde. Așa, add to transfer list. Da, reușim să-l vindem sau să facem schimb. Iacoviti. Mamă, ăsta zici că e nume de italian, de lui din Scoția. Ok, Iacoviti. Asta mai are un an, oricum e împrumutat undeva. Ok, bun.
Ok, deci pe ăștia nu-i stres dacă îi pierdem. Hăp, ia COVID ăsta, numai sper să vină o ofertă sau hai să dăm un contract, dăm delegate. Hai că dăm delegate și să vedem ce rezolvă omul nostru pe delegate și apelăm vinde noi. Da, ia uite, 6.000 release clause de 340. Bă, știi ce? Decât să te pierd pe gratis. Ok, îți lăsă ăla, da. Ok, că mai mult ca sigur cineva o să vină și o să-i plătească release clause-ul ăla. Unde dracu s-a dus amul ăsta? Unde ești? Ia-l-ai. Am, el valorează cam 500.000, dar are release clause de 340. Dă-l în Franța să plătească cea release clause-ul ăla și să-l iei. Și să-l ie. Yo. Bun, ia să vedem. Mai jucăm așa. Bun, Denis Man. GG++. Ok. Antrenamente. L-am pus pe scratch pe pase. Ivan acolo. Văd că Ivan ușor nu prea mai are acele linii mari. Știi la evoluție. Poate că îl voi scoate de acolo. Pun pe altul. Care chiar zboară la evoluție. Cred că așa voi face și atunci Ivan o să fie titular pe teren și mai evoluează poate el una sau două puncte ca și titular pe teren și bine va fi. Vine aici ceva ofertă pentru ăsta, Walker, ok, acceptăm, nici nu negociem, foarte bine, așa a venit tipul ăla atunci, bun. Ce mai avem, oare mai putem face cea transferuri? Aș mai aștepta puțin să văd dacă reușesc să mai vând cea jucători sau mă rog să plece sau mai știu ce alte minuni. Nici nu-mi pasă că alte echipe mi-au dat 900 pe el și 600, hai, mă du-te. Vreau să vând, să mai facem bănuți și poate, cumpăr cea jucător șmecher-șteker. 2-2, bro, really? 2-2? Nasoleanu. Ok, Denis Man, foarte bine, evoluează pe moment acolo așa pe shooting, o să fie interesant. Ușor, își face loc printre titulari, și la națională, zic eu așa, după stats-uri. Permanent, încă nu știu în campionat cum s-a descurcat în campionatul nostru, asta vom vedea la final, la statistici și evoluări, care aș putea să vă spun că la acest career mode față de altele e cel mai important, adică chiar acum vom vedea fiecare jucător cât de bine a evoluat, deci între jucători români și vă pot zice, uitați-vă, nu-l luați pe ăla, luați-l pe ăsta, uite ăsta ce bine a evoluat, știi ce zic? Deci pe lângă că vă zic și românii care evoluează cel mai bine, și aflăm, știi, top goal getter, top assisturi dintre românii noștri, că, na, vedeți, în mare parte simulez, nu joc jocurile astea, doar stau aici pe fază, ca și o plantă, ca odată ce apare aici de training, eu repede ia să dau stop și după aceea să-i pun pe jucătorul la training, ca de asta, că altfel aș fi făcut cu calendarul, știi, aș fi zis, hai, simulăm tot sezonul și ce e, știi, problema e că dacă fac așa cum am zis mai înainte, nu am accesul la training, știi, și atunci jucătorii nu se antrenează și pe ce face? Ce face? Nimic nu face. Da. Ne apropiem și de finalul perioadei de transferuri. Hai că așa facem atunci. Atunci în episodul ăsta terminăm și cu transfer așa dintr-un foc. Mamă, ce chestie. Când m-aș gândi că de obicei transferele de iarnă la echipele mai mari, știi, unde ai ce cumpăra, ai ce face, ai ce negocia, intră și vreo două episoade, dar acum ia uite, dintr-un foc am terminat cu un episod bun. Foarte bine, așa un egal acolo. Hai mai așa o oră, doar o oră. Ia să vedem. Bun. S-au dus? Da. Cummings ăla l-am dat. Walker iarăși. Foarte bine, bro. Foarte, foarte bine. Bugetul nostru este de 9 milioane. Ia să vedem de 9 milioane plus, desigur, un potențial schimb, nu zic nu. Ce ne putem lua de 9 milioane? Am putea lua pe Nistor, care e șmecher-șteker. Aha, numai că nu cred că evoluează sau ceva. Yanis. Ia uite că acum nu mai e o chestie de asta de să-i plătești, nu știu ce, nu știu cum. Bă, l-aș putea lua pe Yanis. Wow. Știi ce? Cred că asta și fac. Hai că luăm pe Yanis. Ia proști tu bai. Ia zidem, dacă acceptă 9 milioane sau un schimb, ar fi forță. Player swap, vi-l dau pe... Am zis că am unul la care expiră contractul, nu? Centerbacks. Gata. Stai un pic, mai degrabă aș da ceva care să valoreze bani, nu? Da, mai degrabă l-aș da aia pe ăsta. Că asta valorează un 2 milioane, că așa... Other player, ok. Știu și eu, pe tipul ăsta că e tânăr, 21 de ani. Ok.
Ok, nu vă trebuie titular, am știut eu. Chiricăș, nu ia tipul ăsta? Da, vi-l trebuie. Ok, 3.300.000 valorează jucătorul ăla, deci totuși, bro, facem treaba aici. Dar atunci vă dau 5 milioane. 5 milioane plus jucătorul ăla s-ar duce pe undeva la 8.500.000, 8.300.000 complet, știi, deci schimb plus jucător și 12% în viitor transfer. Da, bro, să trăiești. 5 milioane plus un jucător, 8 milioane și ceva pentru Giannis Agi. Bro, 8.500.000, hai să rotunjim, 8.500.000 pentru prințul Agi. Ce cringe, știu, așa zic și aia de la Digi. Ok, hai să vedem așa. Giannis Agi la un pas de transferul vieții sare la Nottingham Forest de la Marseille. A, cum sună asta? Ok. Hai, Giannis, aveți, am păstrat cei mai buni pentru final, pentru voi, cei care uitați la tot episodul. Aveți valoare. Ok, am. Salariu, frate, ești Giannis, te respect, 30, acolo, știi cum zic, 30 de bilioane. Așa, 3, 9, să fie rotund, am eu așa obsesie câteodată, 5, 2. Deci, pe lângă că îți cresc salariul, îți dau și numărul norocos la români, 500.000 la sănătură. Și that's un fair offer! Bă, până și Giannis Agi, când a văzut 500.000 la sănătură, uite așa a semnat. Asta e secretul, bro. Asta e secretul. Secretul mult căutat, așteptat, a fost găsit. Simplu. Dă-i 500.000 la sănătură și îți vine. Simplu. Bun, hai să vedem. Giannis, te punem aici în locul ăsta, așa, și chiar că te pun și titular, adică mai degrabă să fie titular și să evolueze. Maxim, într-adevăr, e bun, e mult mai bun, dar l-aș păstra pe Bancu. Bancu, tu câți ani ai? 26, nici nu ești chiar așa tânăr. Bancu nici nu prea evoluează, să zic așa, la 26 de ani. Da, bun, Maxim atunci KM, Hagi atunci așa frumos pe KM. Și ce transferul mișto am făcut aici, nu? Nedel Ciaro care evoluează, Mania care evoluează, Giannis Agi și Petre și Petrică. Petrică fără frică, care, mă rog, încă e titular, încă e golgeter greban ăla sau cum îl cheamă, graban. Și mai mult ca sigur, dacă îl lăs, știi, să fie golgeter, ne și ajută echipa să nu, Doamne fer, să o facem lată și să mă dea afară, ceea ce nu cred. Dar, desigur, și îi crește cota, sper eu că, știi? Și poate atunci îl vine cu mai mulți bănuți și altă viață, altă viață, facem bani pe el. Mai mulți bani, mai mulți jucători, nu? Ok, ce aș mai putea eu lua? Și nu așa, Mitriță, 3 milioane am, 3 milioane plus la sănătură, da, cam pe acolo. Nistorie cam scump, poate Kipciu, dar nu știu, l-aș lua numai așa ca rezervă. Ceea ce e nasoleanu, cine știe, poate chiar joacă acolo Sparta. L-aș lua poate pe Toșca, dar nu m-ar ajuta tare mult, că acum l-am pe Pașcanu acolo, care, știi, el măcar mai și evoluează. L-aș putea lua Hăpt pe Niță, că știu și eu, e Pantelimon rupt, dar de ce, nu știu. Să luăm pe Niță. Hai să vedem cam la cât ne putem înțelege cu clubul pentru Niță. Poate că îl dau pe portarul ăsta meu care l-am acum, aia Goalkeepers. Vi-l dau pe stil ăsta, ia uite că le-ar place. Deci vi-l dau pe ăsta, așa, și 1.000.000 cash. 1.000.000 cash și nu vă lăs fără portar, vezi că sunt de treabă, să luăm Gigel. Opa! Ia, am enervat, na, bine, trebuie să dau 1.500.000, da, na. Asta este, au refuzat, deci nu mai putem să luăm pe Niță, că, na, le trebuie cam o săptămână, știi, să le treacă, să le treacă nervii. Ia, mă, unul, Falcao, vine, serios, Falcao, liber de contract, nu cred că era Radamel Falcao, e unul, Falcao, la Blackburn. Cât de tare ar fi să fie însă și acel Falcao. Dar nu cred. Na, bun. Uite, așa ne apropiem de finalul perioadei de transferuri. Am făcut o grămadă de transferuri, zic eu, de calitate, mișto, am vândut mulți din jucători, mulți mai sunt încă transfer liste și de-abia aștept să-i vând. Și ia uite aici ce echipă de români ne-am creat la Nottingham Forest. Foarte, foarte tare. Și
Sper ca toți jucătorii ăștia pe care îi vedeți acum să evolueze cât mai bine și cât mai bine. Practic avem un prim 11 de români, că îl pot pune pe Petre, știi, titular. Și poate că asta o să și fac. Tot am zis eu că l-aș mai lăsa pe Graban ăsta, că e cât să mai joace, să mai dea goluri și așa mai departe, dar pui mei, aici este un cărămăt cu Naționala României, hai să ne călcăm așa pe coadă și asta este. Poate îl mai joc eu așa rare ori, din când în când, pe tipul ăla, hăpt așa când e stres, știi, să mai dea 2-3 goluri. Bun, o echipă full, prim 11 de români. Să vedem ce se va mai întâmpla pe de-a cursul sezonului, cred că clar o să mai avem meciul ăla. Ia uite că au venit și update-uri la asta, ceea ce este super. Da, hai să începem cu reportul. 84. Știți ce am zis? Că poate că în episodul ăsta o să iau ceva jucători de ăștia tineri, dar mai lăsăm puțin și pe aceea poate chiar în episodul următor sau ceva o să fac acele achiziții. Ok, hai că luăm pe ăsta. Ia mă, 94, așa mă, așa să vină toți. Ăla e, ia uite, ce important e, bă, să ai un scouter de calitate, am dat și o grămadă de bani pe el. Dar da, hai, aici ne oprim, sper că v-a plăcut, ne auzim pe data viitoare, numai bine, pa, pa!